Prima acțiune din cadrul campaniei Fii Fair Play cu viața ta spune nu drogurilor a debutat astăzi la ora 10. Cupa liceilor la fotbal și la basket se desfășoară în paralel la terenul de fotbal de la Iulius Mol, respectiv sala de la Colegiul Național Petru Rareș. Colegiile și liceele din Suceava se vor înfrunta pe parcursul a două zile festivitatea de premieră, urmând a avea loc vineri de la ora 13. După o pauză de două săptămâni, Rapid CFR reia jocurile din Liga a 3-a. În etapa a 33-a, jucătorii pregătiți de Bogdan Tudoreanu se deplasează în Copou pentru a înfrunta Politehnica 2 Iași. Cele două echipe sunt vecine în clasament, Rapid CFR fiind formația mai bine clasată, locul 9 cu un punct mai mult decât echipa gazdă. Meciul dintre satelitul Politehnicii și Rapid CFR va avea loc vineri de la ora 15:30 pe stadionul Tepro din Iași.